Bine ați revenit pe canalul meu. Astăzi am să vă prezint câteva produse alimentare. Am fost până la Penny și într-un magazin de lângă, să zic așa. Și am cumpărat așa un nectar marca Penny. Câteva lămâi. Am mai cumpărat bulion. Așa, două. Mi-mi place foarte mult acest bulion. Ceapă. Niște morcovei. Un ketchup dulce. O smântână. Un almete cu smântână. Mi-mi place foarte mult. O gumă, care seara că am tocit-o. Am mai cumpărat carne tocată, amestec. Am luat două caserole. Așa. Și apoi de la Prozar. De fapt, nu, și ardei sunt tot de la Penny, dar am pus aici în plasă că n-am mai avut loc. Am luat niște ardei. Așa. Aici am mai luat două mere roșii. Din acestea așa mai dulci. Mie îmi plac aceste mere. Și prietenului meu i-am luat aceste mere. Așa. Apoi aici mai am niște banane. Așa, la plasă. Și am mai cumpărat și un suc de aloe, însă eu l-am început tot de la magazin. Și a fost 2,70 lei. Și în total pe banane și mere am dat vreo 20 de lei. Banane, mere și sucul. Și aici avem bonul de la Penny. Și avem ketchup-ul, 2,35 lei, smântâna, 2,89 lei. Carnea tocată amestec, 2, 6,49 lei. Pasta de tomate, 1,89 lei. Ardeiul gras a fost 11,77 lei. Crema de brânză, almete, 4,89 lei. Orbitul, 1,55 lei. Felie de lapte. Dar oare ce am făcut eu cu felia de lapte? Că n-am văzut-o. A, da, mi-a rămas pe fund. Săraca, am făcut-o, cred că, cu adevărat felie. Am uitat de ea. Așa, felia de lapte. Morcovi. 55 de bănuți. Ceapa galbenă, 1 leu. Și 2 bănuți. Băutura Penny. Acesta a fost sucul de nectar. Așa, pasta tomată, iarăși alta 1,89 lei, am luat două, lămâile 2,93 lei, ouă, am scos eu ouă, ouăle le-am scos mai devreme, așa, și cam atâta, și totalul a fost de 52 de lei și 84 de bani, mă duc și după ouă, așa, și ouă, 10 ouă. Am uitat de ele pentru că le-am scos, că le aveam deasupra în geantă și am zis să nu le sparg. Și cam astea au fost cumpărăturile mele pe astăzi. Ne vedem data viitoare într-un nou videoclip.